Ce naiba e asta? Maria se uită surprinsă la pachetul care se trântise pe podea la picioarele ei. Nu se așteptase la așa ceva, așa că făcu câțiva pași înapoi. Habar n-avea ce era sau de unde venise, ascuns în spatele canapelei vechi. Tocmai se decisese să rearanjeze mobila. Așa cum se întâmplă adesea cu femeile, nu spusese nimănui, nici măcar soțului ei, care disprețuia astfel de capricii bruște de schimbare. Până se întoarce el de la serviciu, o să am totul aranjat, se gândea ea. Va fi mai spațios, iar camera va arăta altfel. Vechiul aranjament îi obosise de mult ochii și tângea după o schimbare. Încă de dimineață, Maria curățase dulapurile, rafturile și sertarele pentru a putea muta mai ușor mobila. De asemenea, a profitat de ocazie pentru a sorta vechiturile, aruncând jumătate din ele. Dacă aș putea să scap la fel de ușor și de unii oameni enervanți, viața ar fi perfectă, se gândea ea, referindu-se la sora ei, care locuia cu ei de 3 săptămâni. Nu că s-ar fi supărat dacă sora ei ar fi fost o persoană normală, dar Sabina era un personaj foarte ciudat și neplăcut. Ele nu fuseseră niciodată apropiate. Maria, fiind sora mai mare, a fost inițial încântată când s-a născut Sabina. Dar fericirea ei a durat doar până când Sabina a învățat să meargă și să vorbească. Realizând că, fiind cea mai mică, era mai răsfățată decât Maria, Sabina a devenit repede expertă în manipularea părinților lor. Dacă Maria îi se promitea un cadou, Sabina făcea o criză de nervi și obținea în mod natural ceea ce dorea înaintea surorii sale. Dacă Maria primea o recompensă, Sabina cerea același lucru. Jucării, cărți, un pat, o cameră. Sabina a luat treptat tot ce aparținuse cândva surorii ei mai mari. Și se părea că părinții lor nici măcar nu observau că, încercând să o mulțumească pe fiica lor mai mică, o neglijau pe cea mai mare. Chiar și prietenii Mariei erau atrași de partea Sabinei și era de la sine înțeles că, pe măsură ce Maria creștea, Sabina fura orice băiat care se arăta interesat de ea. Sabina nu avea nicio rușine să ia iubiții Mariei, doar pentru a se descotorosi de ei după câteva zile de distracție. Din cauza surorii sale, Maria a plecat să studieze într-un alt oraș, unde în cele din urmă și-a întâlnit viitorul soț. Pentru prima dată, nu se temea ca Sabina să-i fure prietenul. În primul rând, pentru că Sabina nu era prin preajmă, iar în al doilea rând, pentru că Igor nu ar fi fost interesat de ea. Avea o legătură puternică, iar Maria nu se îndoia de iubitul ei sau de loialitatea lui. Când Maria a decis să se căsătorească, și-a informat părinții după aceea. Nici măcar nu a existat o ceremonie, pur și simplu s-au dus și au semnat actele, schimbând din ele simple de argint. Igor a fost orfan. Nu fusese crescut într-un orfelinat, ci părinții lui muriseră unul după altul de boală, când el era deja adult. S-au mutat în apartamentul lui mic, vechi, cu 2 camere. Locul era deprimant, iar Maria nu a pierdut timpul în a-l transforma. Având o pregătire de designer, ea a reușit să transforme locuința modestă într-un cuib confortabil aproape fără să cheltuiască niciun ban. Ea a vopsit personal pereții, i-a împodobit cu muluri decorative din Ipsos, a pus niște tapet fermecător și a vopsit gresia teribil de veche din baie. Ici și colo, a împrăștiat covoare tricotate manual și perne cu ciucuri. Înlocuirea mobilei vechi era următoarea pe lista ei, dar tânărul cuplu nu și-o putea permite încă. Economiseau pentru operația lui Igor. El nu era bolnav, dar avea un defect fizic de care dorea să scape odată pentru totdeauna. Șchiopăta ușor. Era congenital și abia vizibil, dar Igor era hotărât să-l corecteze, iar Maria îi susținea dorința. Nu o deranja, dar fericirea soțului ei era pe primul loc. Munceau din greu, economisind cu grijă fiecare bănuț în plus într-un borcan de prăjituri pe care îl țineau ascuns într-un dulap sub aragaz. Apoi, într-o zi, Sabina a apărut pe neașteptate la ușa lor. Era ziua de naștere a Mariei și se hotărâse să pregătească o masă mică pentru ea și soțul ei. Se agita prin bucătărie, fredonând în liniște,
fără să bănuiască că viața ei era pe cale să fie dată peste cap. Soneria ușii a întrerupt gătitul. În timp ce Maria se spăla pe mâini, a sunat de încă 3 ori. S-a grăbit să deschidă ușa și a găsit-o pe sora ei mai mică stând acolo, uitându-se la ea surprinsă. Surpriză! A cirit Sabina, împingând o geantă de voiaj voluminoasă în mâinile surorii ei șocate și intrând în apartament. Te-ai descurcat bine, e spațios aici. Totuși, ar trebui să fie un pic remodelat, scapă de monstruozitatea aia din Ipsos de pe perete și ar fi perfect. Sabina, ca de obicei, a vorbit în maniera ei nerușinată și s-a așezat la masă, încrucișând un picior peste celălalt. Gătim, nu-i așa? Așa este. Mi-e atât de foame încât aș putea mânca un elefant după călătoria asta. Apropo, au sunat deja părinții? Au sunat părinții? Nu? Ei bine, vor suna. Eu stau cu tine. Au spus că se vor descurca cu tine. Maria respiră adânc. Sabina, de ce crezi că te voi lăsa să stai aici? Pentru că nu ai de ales. Eu nu plec. Părinții fac renovări și m-au trimis aici. Nu ești un copil, ai putea închiria un apartament. Aș putea, dar mi-am pierdut slujba, iar părinții noștri nu au bani în plus pentru asta. Ai putea să-mi dai și mie dacă vrei, dar judecând după decorul ăsta jalnic, nici tu nu duci o viață prea bună. Din acel moment, sora ei a locuit cu ei, făcându-i viața mizerabilă Mariei doar prin faptul că era acolo. Părinții lor îi ceruseră cu lacrimi în ochi să o ajute, iar ea nu avusese de ales decât să accepte. Dar Sabina o scotea din minți. Flirta cu Igor, se plimba goală prin apartament fără rușine, le atingea constant lucrurile personale, dădea buzna în frigider și mânca tot ce era mai bun fără să împartă. Nu făcea curat după ea, nu spăla rufele și nici măcar nu-și făcea patul. O enerva pe Maria până la punctul de a exploda. Știi ce, dragă, e de ajuns. Găsește-ți o slujbă și un loc unde să locuiești, sau astăzi te vei întoarce la părinții noștri. Spre surprinderea Mariei, Sabina nu a argumentat. Ea doar a ridicat din umeri cu indiferență. Și eu m-am gândit la același lucru. Nu-ți face griji, voi ieși în curând. Această conversație a avut loc cu o zi înainte ca Maria să decidă să rearanjeze mobila. Sabina plecase de dimineață să se uite la un apartament, iar acum Maria se uita la pachetul de la picioarele ei, întrebându-se ce să facă. Curiozitatea a pus stăpânire pe ea și l-a deschis. Înăuntru erau bani, o mulțime de bani. De unde proveneau era un mister. L-a sunat imediat pe soțul ei. Igor, unde sunt banii noștri? Unde sunt întotdeauna, în ascunzătoare? De ce? Maria i-a descris situația și apoi a verificat ascunzătoarea lor secretă, doar pentru a constata că borcanul cu prăjituri era complet gol, lucru pe care i l-a transmis lui Igor. Acesta a promis că va veni imediat acasă. Nu exista nicio îndoială, Sabina încercase să se servească din economiile surorii sale, dar nu exista nicio dovadă, așa că au decis să o prindă în flagrant. Când a sosit Igor, au numărat bani împreună și, pentru a fi în siguranță, i-a dus la bancă și a depus întreaga sumă pe un card. Sabina s-a întors mai târziu în acea seară. Ce e cu mizeria asta? Maria a ridicat din umeri. M-am hotărât să sortez niște lucruri. Prea multe gunoaie s-au adunat. Oh, înțeleg. Ești o albină atât de ocupată, Maria. Mereu muncești. Deci, mâncăm? Nope. Fă ceva pentru tine. Diseară ieșim la restaurant. Cum rămâne cu mine? Păi, nu trebuia să-ți împachetezi lucrurile? Ei bine, treci la treabă, atunci. Cuplul s-a prefăcut că pleacă, dar, în schimb, au urcat scările, au așteptat o vreme și s-au întors în liniște în apartament. Sabina era atât de absorbită de sarcina ei încât nu i-a auzit când s-au întors. Cauți banii?
Maria a rânjit, arătând cu camera telefonului spre sora ei, care scotocea nervoasă în spatele canapelei în căutarea pachetului. Unde l-ai pus? A cerut Sabina. Maria a fost luată prin surprindere de întrebare. Nu crezi că nu e treaba ta? Am nevoie de banii ăia. Pune naibii camera aia deoparte, sau o sparg, a amenințat Sabina. Nici să nu te gândești la asta, soro. Dacă îndrăznești, vei vorbi cu poliția. Ai încercat să ne jefuiești. Ar trebui să fii recunoscătoare că nu te-am denunțat imediat. Dar le voi arăta această înregistrare părinților noștri, ca să știe ce fel de persoană au crescut și nu te vor mai trimite niciodată aici. Sabina a sărit în sus, strigând, ce înțelegi tu? Tu și părinții noștri, toți sunteți niște bătrâni care nu pricep nimic. Iar tu ești sora mea, trebuie să împarți cu mine. Banii aia sunt și ai mei. Uită-te la tine, toată aranjată cu soțul tău și apartamentul lui, ascunzând banii ca să nu împarți. Maria s-a holbat la sora ei, nedumerită. Oare glumea? Sau era cu adevărat atât de nebună? Furia Sabinei nu făcea decât să crească. S-a năpustit asupra Mariei și, dacă nu era Igor, cu siguranță ar fi urmat o bătaie. Acesta a interceptat-o rapid pe Sabina, i-a răsucit brațele la spate și a așezat-o pe un scaun. Maria i-a sunat pe părinții lor, le-a descris situația și le-a cerut să vină imediat să o ia pe Sabina. Nu au putut ajunge imediat, dar au venit a doua zi. În tot acest timp, Sabina a tot încercat să scape, înjurând și, ocazional, intrând în isterie. Maria se aștepta la cel puțin o scuză din partea părinților ei, dar, în schimb, aceștia s-au năpustit asupra ei. Îți dai seama că ne-ai stricat programul de renovare? Au acuzat ei. Sigur, Sabina a exagerat un pic. Și ce dacă? Merită să faci mare caz din asta? Cât de mult ar fi putut să ia? Și ce fel de persoană ești tu dacă îi cerșești surorii tale niște bani și un loc unde să stea? Igor nu a mai putut suporta. Fără un cuvânt, a escortat întreaga familie afară, spunând în timp ce închidea ușa, și voi vă numiți părinți. Mă bucur că nu v-am mai întâlnit până acum. Și sper că asta e prima și ultima noastră întâlnire. Nu vreau să vă mai văd niciodată în casa mea. A închis ușa și s-a grăbit să-și aline soția care plângea. Din acea zi, Maria s-a considerat orfană. Era mai ușor așa, pentru că nu putea să-i sune pe cei care îi denigraseră mereu părinții. Nu i-a informat despre operația lui Igor, iar când s-a născut fiica lor, nu s-a gândit să le spună niciunei rude. Era fericită cu soțul ei și asta era mai mult decât suficient.